seara. În primul rând vreau să-i felicit pe jucătorii mei pentru atitudinea care au avut-o în această seară, pentru modul lor de luptă, pentru spiritul și pentru credința care au avut-o până la sfârșitul jocului și merită felicitați din plin pentru victoria din această seară. Care credeți că a fost cheia acestui succes până la urmă? Ratarea lui Halka sau jocul dumneavoastră mai consistent în repriza a doua? Cred că ceea ce am spus mai devreme, încrederea, modul în care ne-am luptat pentru fiecare minge în parte. Nu cred că am făcut un joc extraordinar de spectaculos. Nu ne-am creat multe situații, poate e jocul cu cele mai puține situații de poartă create în această primăvară, dar cred că diferența a fost făcută până la urmă de atitudinea care au avut-o băieții mei, modul de luptă, spiritul, încrederea care au avut-o și credința că pot câștiga jocul. Și lucrul acesta s-a demonstrat și la golul marcat. Practic sunt primele două goluri marcate de noi în această primăvară din faze fixe, cornere sau lovituri laterale. Domnule Antone, vreau să fiți sincer, v-ați gândit o zi, două ani de meciul ăsta că o să bateți aici? Fiecare joc îl pregătim la victorie. Chiar la meciul cu FCSB și am jucat pe Arena Națională, săptămâna premergătoare am pregătit jocul și discuțiile cu băieții au fost pentru a câștiga jocul. Orice joc îl pregătesc la victorie, e normal în timpul jocului, sunt o grămadă de evenimente care pot schimba situația pe teren, uneori ești mulțumit cu un rezultat de egalitate în funcție de ceea ce se întâmplă pe teren, alteori nu ești mulțumit, dar fiecare joc încercăm să-l pregătim la victorie, dar apoi, cum am spus, normal, în funcție de ceea ce se întâmplă pe teren, e și echipa adversă, poate fi într-o zi bună, într-o formă bună, noi putem avea o zi proastă, uneori te mulțumesc și cu un rezultat de egalitate. Dar fiecare joc îl pregătim și tot ce am pregătit și înainte de joc, n-a existat niciodată nici măcar un cuvânt sau o idee despre a juca la egal. Și niciun meci nu-l pregătim, indiferent de adversar. Dar v-ar fi mulțumit egalul? Gândindu-ne așa că la mine... Da, la cum au decurs lucrurile, cred că un punct, până la urmă, poate era și echitabil, cum s-a jucat, nu am spus-o, nu cred că a fost un meci spectaculos sau extraordinar de bun din punct de vedere tehnic sau calitativ. A fost poate un meci mai de luptă, dar pentru noi cel mai important erau punctele, mai puțin jocul și asta am spus-o din prima zi de când am venit la echipă. Trebuie să încercăm să fim cât mai pragmatici și să încercăm să strângem puncte pentru că avem mare nevoie de puncte. Îmi amintesc că Ciclarul pe care l-ați avut al antrenor regretat că nu putea să înceapă meciul cu dumneavoastră, că erați accidentat. Tot timpul v-a considerat un jucător și eu vă consider un antrenor cerebral. Cât a contat greșelile pe care le-a făcut apărarea pentru lui? Da, până la urmă, fotbalul sau golurile se marchează pe greșeala adversarului. Sunt foarte puține golurile care, într-adevăr, o calitate sau execuție la un nivel mare, gen Messi sau, știu, jucătorii de excepție. Dar la nivelul nostru, majoritatea golurilor și golul care l-am primit noi a fost o înșiruire de greșeli, practic, din partea noastră. Sunt lucruri care se întâmplă în fotbal, trebuie să corectăm greșelile, trebuie să discutăm despre ele, să le acceptăm, să le înțelegem și cred că ăsta e un mod sau singurul mod de a progresa și jucătorul individual și echipa. De a accepta greșeala făcută în timpul unui joc sau antrenament, de a o corecta-o, de a încerca să o evite, să o evităm și cred că e un mod de a progresa. Nu mai știu, după voluntari, unde aveți? La Galați. Succes! Mulțumesc frumos, iară!